Oamenii care îl păzeau pe Isus, îl bat jocoreau și îl băteau. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, Prorocește-ne, cine te-a lovit? Și îi rosteau împotriva lui multe alte batjocuri. Aceasta era petrecerea lor din ziua de Paște. Apoi l-au dus pe Isus la Marele Preotana. Acesta l-a întrebat pe Mântuitorul despre ucenicii lui și despre învățăturile lui. Isus i-a răspuns, eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat norodul în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudei, și n-am spus nimic în ascuns. Isus nu are învățături secrete. Pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo i-a dat o palmă lui Isus și a zis, Așa răspuns marelui preot?" Isus i-a răspuns, Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. În palatul acestuia s-au adunat după prinderea lui Isus cărturarii și bătrânii și au început să-l judece. Dar judecata aceasta era numai comedie, fiindcă ei se sfătuiseră cu mult înainte să-l omoare. Totuși, au păstrat o oarecare formă legală și pentru aceasta au căutat mărturii mincinoase împotriva lui. Numai că n-au găsit, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. Doar la urmă au venit doi și au spus, Acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc în trei zile. Și ce dacă Isus ar fi spus chiar și aceste cuvinte? Ați atribui o forță supranaturală, nu este o crimă, Atâta timp cât n-ai declarat că te vei servi de ea pentru a face rău. Chiar dacă spus acestor martori ar fi fost adevărată, ar fi stabilit numai că Isus ar fi mândrit cu puterea de a dărâma templul, fără să fi declarat că îl va dărâma. Pentru atâta lucru nu merita moartea. Dar declarația martorilor mincinoși, care înfățișau drept crimă un cuvânt pe care îl înțelesese rău, lucru petrecut atât de des și astăzi, va fi doar punctul de pornire în dezbatere. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis lui Isus: Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Isus tăcea. Marele preot i-a zis, Te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea aceasta a marelui preot era nesinceră. Ea nu izvora din nesiguranță și nici nu avea rostul să risipească îndoieli. Cum fusese cazul altă dată, când Ioan Botezătorul trimisese din temniță ucenicii ai lui la Isus cu niște întrebări. Marele preot îl întreba ca să-l poată învinui. Și azi aud asemenea întrebări. Dar cine se apropie de Isus cu păreri preconcepute și îi pune întrebări nesincere, nu va căpăta alt răspuns decât cel dat marelui preot. Dacă vă voi spune, nu veți crede toți judecătorii au insistat și l-au întrebat iarăși, Ești tu deci fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, Așa cum o spuneți, da, sunt. Atunci ei au zis, Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înși ne-am auzit din gura lui. Și toți l-au declarat vinovat să fie pedepsit cu moartea. L-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și unii l-au pălmuit zicând, Hristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? au adus pe Iisus de la Caiafa în odaie de judecată a lui Pilat, guvernatorul roman. Era dimineața de joi. Evreii n-au intrat în odaie de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștele. A intra în casa unui păgân însemna, după datina evreiască, să contacteze o necurăție de șapte zile, ca la atingerea unui cadavru. Ori, în seara aceea, seara de 14 Nisan, după calendarul ebraic, ei trebuiau să mănânce mielul pascal, care nu se putea mânca decât în stare de puritate legală. Isus își luase libertatea de a mânca mielul pascal cu ucenicii săi cu o zi înainte de termenul legal, care era greu de ținut din cauza mulțimii mari care se îngrămădea în templu pentru jerfirea animalului, cât și din cauza înghesuieli. Când Pilat a ieșit afară la iudei, a pus întrebarea procedurală. Ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Trebuie i-au zis: Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat în mâinile tale. Un asemenea răspuns la întrebarea unui judecător este, desigur, o obrăznicie. Dar totul este spus într-un ton glumeț, foarte potrivit cu caracterul flecar al lui Pilat. Atunci Pilat le-a zis: Luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Noi nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească profeția de ce moarte avea să moară Mântuitorul. Evreii nu aveau pedeapsa răstignirii. Ei precizează învinuirea. Pe omul acesta l-am găsit sucind mintea neamului nostru, oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Pilat a intrat în odaia de judecată, a chemat pe Isus și i-a zis, Ești tu împăratul iudeilor?" Isus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-a spus alții despre mine? Trebuia făcut o distinție între Împăratul Iudeilor, în sens roman, ceea ce Isus nu era, și Regele Mesia, trimis de Dumnezeu cu o misiune spirituală. Primul pas spre această distinție era de a ști de la cine vine învinuirea. Aceasta e ceea ce Isus îl întreabă pe Pilat. Pilat a răspuns: Eu sunt iudeu. Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Isus, spulberând astfel din mintea lui Pilat gândul că ar fi pretendent la tron. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. El numește pe iudei adversarii ai săi, deși este învinuit de a se fi dat drept împăratul iudeilor. Isus se apără într-un chip foarte iscusit. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat, ceea ce însemna cu alte cuvinte, dă seama că eu nu pot intra într-o discuție de natură să stabilească niște distincții despre o împărăție din lumea aceasta și că dacă îți menții pretenția la titlul de împărat, vei fi osândit. Da, a răspuns Isus. eu sunt împărat. Dar cuvintele acestea puteau fi înțelese în chip felurit. Stoicii susțineau ca un principiu că înțelepții sunt regi și chiar singurii regi. Biblia afirmă că toți credincioșii care au primit din plin harul lui Dumnezeu domnesc în viață. Isus sublinează încă mai mult caracterul spiritual al împărăției sale. Pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Isus, dacă ar fi acceptat târgul care i-a fost oferit de satan și ar fi devenit împărat în lumea aceasta, ar fi putut face o împărăție mai bună decât cea romană. Sub el, oamenii ar fi fost mai fericiți decât sub cezarii. Ar fi fost dreptate în loc de asuprire, mâncare în loc de foame, dragoste și fericire în loc de ură. Dar pentru a realiza o asemenea stare, Isus ar fi trebuit să uzeze de forță și minciună. Fără aceste mijloace, nu poți realiza lucruri mari în lumea aceasta. De aceea, el renunță. Sensul regalității lui Sus este numai descoperirea adevărului. Dar nu că el ar da omenirii adevăruri gata coapte. Nu-i nevoie de așa ceva. Oamenii posedă capacitate de gândire și este treaba lor să folosească această capacitate pentru a împlini marele obiect al gândirii, aflarea adevărului. Pentru aceasta este nevoie, înainte de toate, de logică. Dar, pe lângă aceasta, trebuie bunăvoință de a primi adevărul, oricare ar fi el, oricât ar contrazice interesele tale personale, familiare sau naționale, obiceiurile și religia ta, prejudecățile tale și dorința ta de comoditate. Aceasta înseamnă a fi în adevăr. A fi din adevăr înseamnă a crede un lucru numai dacă e adevărat nu dacă corespunde sentimentelor tale. Thomas Dacuino a spus foarte bine cât de departe merge dragostea aceasta de adevăr. O cauză nu este dreaptă fiindcă Dumnezeu o vrea, ci Dumnezeu o vrea fiindcă este dreaptă. Pilat i-a zis, ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis, eu nu găsesc nicio vină în el. Totuși, nu le liberează, ci le spune, dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobozeți pe cineva de Paște, vreți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Atunci toți au strigat din nou, nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-l prăpădească. De aceea, când dregătorul a luat cuvântul și le-a zis, pe care din amândoi vreți să vi-l slobozesc? Ei au răspuns, pe Baraba. Dar ce să fac cu Isus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții, dovedind astfel că Isus avusese dreptate când le reproșase cu multă vreme înainte, căutați să mă omorâți. Ei răspunseseră atunci, cine caută să te omoare? Dar Isus cunoscuse sufletul lor mai bine decât și îl cunoșteau ei înșiși. Acum ei cer sângele lui, ca niște ucigași. Între timp însă, pe când Pilat stătea încă pe scaunul său de judecată, nevastă sa a trimis să-i spună Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci am suferit mult în vis din pricina lui. Femeile au des asemenea presimțiri. De aceea, dregătorul a zis Dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare să fie răstignit. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Și tot norodul a răspuns, Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Iudeii erau convinși că Isus hulise și nu se temeau că ar provoca răzbunarea cerească.